Urică nu e acasă, urică nu e acasă, și o să mănânc. Dar unde mi-ai mâncarea? Ce cauți ai mitic la frigideră? Cum și fac pe urică? Unde-i fă mâncarea? Ai foamea în glandă, știam eu. Hai, am ascuns-o că știam că o să o cauți. Ieși, treci pe șerdacul tău. Hai, jet, că ai și casa mea, ieși. Păi, dar mi-e foame, nu-mi pasă. Adi, lasă-mă o leacă, te rog frumos. Aurică, de mâncat nu vrei să-mi dai de mâncare. De dormit în casă, fă. Nu vrei să mă lași să dorm în casă, fă. Ai vrut divorț. Și acum ai tu peu, fă, să vii în proprietatea mea, fă. Adi, mitică, că-i treabă mare aici, n-am unde să-l lăs. Poate fi și treabă mică, fă, Aurică, pe mine nu mă interesează. Hai, jet la casa ta. Fiecare cu partea lui, fă. Adi, nu mă lăsa la nevoie. Hai, hai. Părinte, te-am chemat să mă spovedești, că de când am băgat divorț din tic, sunt un păcat mare și greu care mă apasă. Bine, măi, Aurică, măi, atunci păcatele o să-ți fie iertate, măi, da? Mai ai și altceva așa grav pe suflet, să-mi spui? Da, părinte, l-am bătut pe mitică. Cum l-ai bătut? Ei, i-am dat un cap în gură. Cum e numai o pernă ai prins? Atât aveai, dascăle. Mi să-i faci. Bine, dau o plapă-mă. Era lumă să aveai plapă-mă. Nu-i prea bine. Nu poate să vină unul la tine în vizită aici. Cum nu e? Și nu te simți bine aici? Uite. Da, da. Asta-i că-i bună. Dică să mă șert cu aia atâta ziua? Mai bine liniștit pe șerdacul meu. Ca să poți să vin să te suțin în continuare acolo la proces, mai Aurică, atât eu cât și pe cel de sus, costă 200 de lei, măi. 200 de lei, părinte? Dar eu nu am banii ăștia. Nu știu, Aurică, tu ce în cazul ăsta? Eu n-am spus să vin, Aurică. Și ai să rămâi numai cu cel de sus, măi. Și cel de sus nu o să fie acolo prezent, fizic și psihic, acolo, ca să te ajute pe tine. Înțelegi? Da. Na, ce să-ți fac, Aurică? Deci 200, părinte? 250. Apropo, cu cearta asta și cu procesul ăsta tău, na, de câștigat o să câștigăm, dar trebuia să dai o leacă de bani, trebuia ceva plătit. Pe cine? Eu, ca să vin să mă pun martor acolo să te reprezint, un 200 de lei. Cum e 200 de lei, dascăle? Păi 200 de lei jumate din ajutorul social, ei. Și până la urmă, dacă stau bine și mă gândesc, adică să-ți dau să-i fii martor, mai bine dă-mi Cornel. Cornel e cel mai bun avocat din sat. Avocat, Cornel. Da. Păi, mitică, hai să ți-o zic o leacă pe aia. În ziua procesului, Cornela tău o să doarmă la Maria, să trezești, deja ai bat, n-apuc el să ajungă la judecată. În șanță l-ai. Adică vrei să spui tu mie, Cornel o să vină la proces? Nu. Dar n-ai cum, ei, ăsta e mai mult bad decât treaz. Măi, dascăle? Păi la asta nu m-am gândit. Dacă Cornel nu se prezintă la proces, eu am pierdut procesul. O pernă? Un cerdac? 200 ai zis? 250. Îmi pare rău. Părinte! La cine ai venit? La Aurica sau la mine? La Aurica, măi. Păi și cauți, domnule, proprietatea mea. Hai, pe intrarea lui Aurica! Zit! Părinte, la tine cum e? Să-mi zic că o să fie greu la proces, hai să vezi. Trebuie să dai niște bani. Mă despart în sfârșit.
Mă despart în sfârșit. Ia-ți, măi, Aurică, în ce hal? Ați ajuns? Să vă fie roșeni, măi. Mă pui pe mine câta mai popa să sar pe geam afară. Doamne, măi, ca bani. Am stat și m-am gândit toată noaptea la miticul ăsta meu. O dormi săracul acolo pe șerdac, fă, tu-ți dai seama, mai ales la și vânt o bătută asară. Ai, de capul meu, săracul mitică de acum. Da, fumării, dar nu știu dacă am făcut bine că am băgat divorț de el. Tu-ți dai seama că de când m-am divorțat ăsta nu mai mânca nimica. Măi, mitic, vezi terenul ăsta, e? Da, ui, Cornea. E, tot și vezi tu aici o să fie a tău. Vezi tu? Da, băi, ascultă-mă și spune. Ia uite. Casă rezistentă, băi. A ta o să fie tătă casa asta. Băi, Cornele, tu știi că eu o să o leac așa pe gânduri? Știi și mi-o zmii dascălul? Și ți-o zis? Mi-a zis că tu, Cornele, o să te îmbeți în ziua de proces și nu o să te mai prezinți. Și o să mă lești baltă. Și că tu nu ești un avocat bun. Băi, așa-i? Tu știi și mult îmi doresc să rămân în mie casa și pământul? Zi tu, oare o să câștigăm procesul? Păi tu te odeișe, bă. Tu știi ce ai cel mai important în viața asta? Un avocat bun, ca mine. Păi, eu sunt recomandat de Curtea Supremă, de justiție din sat. Băi, domnule. Da, băi, toată lumea mă recomandă, băi. Ui, tu nu știi pe cine ai avocat. Eu știu așa de bun avocat. Da, ui, asar când stătem eu așa, mintea mea mi-a căcat o idee de o să rup în tete, o să câștigăm prășies cu ochii închiși, o mitică. Da, ui, Cornel. Da, ui. Păi, sărătate. Lasă, fă, că am eu un plan. Bună ziua, ui. Hai, repede, că... Are Ioan treabă. Ce treabă nu, mă? Treabă, n-ai treabă, ai treabă. Bună ziua. Așa. Onorată instanță. Eu vreau să vă zic astăzi în felul următor. Aurica mea nu poate să rămână fără casă și fără pământ, pentru că știu că nu știați. Și o să dau eu vestea. Aurica e însărcinată. Așa e! Revenim. Uite, ăsta o leșunea de la Bancur. De când, fă? De când vreau eu, ei. Mă faci să nasc aici. Are dreptate. Deci, în concluzie, trebuie ca bunurile, adică casa și pământul, să-i rămână ei. Pentru că și așa trebuie să-l suporte pe alcoolistul ăsta ca așa-i. Tatăl copilului. Așa-i. Mulțumesc. Așa-i. Are dreptate, are dreptate! Zii, Cornelie, hai. Onorată instanță, nu trebuie să vă mai prezint cazul, pentru că îl cunoașteți deja. Este vorba de procesul dintre Aurica și Miticu. Ei, au fost niște zile grele până la această înfățișare onorată instanță. Zile în care am băut cu mitică vin, am băut apă cu mitică și am analizat cazul și am adus astăzi dovezi împotriva Auricăi. Ia să vedem. Dovada clară că mitică a fost bătut crunt de Aurica. Nu e adevărat, nu e adevărat, așa e, așa e. Da. Liniște leacă că are Ioan treabă. Am auzit din vecini, onorată instanță, că mitică s-ar putea să fie și violat de Aurică. Doamne ajută! Nu se poate așa! Nu vreau să fiu violat, domn primar! Și nu e adevărat! Nu vreau să fiu violat! Mă! 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 Mamă? Ce faceți, mă, aici? Divorțăm. Ei, lasă că vă dau eu vouă divorț!
Și cu tine ce-i, băi? Eu n-am treabă. Faurică, vezi, fă, dacă tu ai vrut divorț... Nu, e, tu ai vrut divorț. Ba nu, fă, tu ai vrut divorț. Tu ai vrut, ai divorț. Mai vreți divorț, mă? Nu mai face, mamă. Dragi prieteni, vreau să vă mulțumim pentru că acesta este cel mai cumpărat produs de pe shop-ul nostru, Prietenia Adevărată. Aveți link-ul în descriere în cazul în care nu l-ai comandat deja. Și vreau să vă întreb, doriți video special de Paște cu personajele? Scrieți în comentarii și dacă se strâng peste 20.000 de like-uri la acest video, vă promit eu că ne apucăm de treabă. Vă iubim!